Stimați prieteni de la presă, vă mulțumim pentru participare. Plăcerea este de partea mea. O spun cu toată convingerea mea sufletească. Observați și dumneavoastră că rândurile partidului s-au întărit și se întăresc în continuare, că oamenii care au simțit și simt democratic, că oamenii din acest județ și din țară și-au dat seama că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat are rădăcini adânci care nu pot fi distruse de nimeni și de nimic. Pentru început, vreau să anunț următorul lucru. Avem o bucurie foarte mare, faptul că deschizătorul listei de consilieri județeni a județului Gorj va fi profesorul dr. Gheorghe Gorun, care este directorul liceului pedagogic. Un om de o aleasă omenie, un om deosebit, un om care a făcut și face cinste învățământului și nu numai al Gorjului, un om cu care am luptat pe baricadele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat încă din anul 1990. El nu a părăsit partidul, din contră, acum vine ca să formăm o echipă compatibilă și pot să spun că cea mai redutabilă echipă de consilieri județeni pe care Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat o va oferi gorjenilor. Pentru acest lucru noi avem în vedere oamenii, calitatea lor și posibilitatea lor atât intelectuală cât și posibilitatea de dăruire față de gorjeni. Pentru ca eu să nu mai spun atât de multe, am să dau cuvântul domnului profesor Lupu. Domnul profesor Lupu de la organizația municipiului Motru. Îmi face mare plăcere să pun în discuție problema istoriei Partidului Național Țărănesc. Un partid, într-adevăr, de mare valoare intelectuală și cu oameni de ținută morală deosebită. Care este istoria acestui partid? Istoria acestui partid este legată de țărănime, de talpa țării, de acei oameni care cu sudoarea și sângele lor au hrănit pământul românesc. Într-adevăr, țăranul a fost încă din timpurile Evului Mediu organizat, țăranii, organizați în obști sătești. O formă foarte interesantă de sprijin reciproc, de ajutor reciproc în situațiile dificile cu care erau confruntați țăranii. De asemenea, a existat o tentativă de formare a unui partid țărănesc, Partida Țărănească, al lui Dobrescu din Argeș, învățătorul Dobrescu. Partidul Conservator, care s-a format în anul 1880, la 3 februarie, avea oameni de mare valoare în fruntea sa. Primul președinte a fost Epureanu, Manolache Costache Epureanu, după aceea Barbu Catargiu și alții, Gheorghe Cantacuzino și alți mari oameni, puternici oameni, cu valoare, încă o dată spun, deosebită și cu dorința de a face bine țării. Aceasta este ideea importantă. Nu binele meu este important. Făcând bine altora, îmi fac bine și mie. După aceea, acest partid a fost alcătuit din, hai să zic, mari proprietari. Asta e realitatea. Dar acești mari proprietari au fost atașați de acești țărani despre care am spus mai înainte. În anul 1918, să trec puțin peste acest, se formează Partidul Țărănesc, condus de învățătorul Mihalache, Ion Mihalache din Topoloveni, un învățător cu statut deosebit, un fel de apostol al satului românesc, dar un intelectual. De fapt, învățătorii și preoții au luminat foarte mult pe acei copii de țărani, care unii dintre ei au ajuns
academicieni, au ajuns oameni de știință, au ajuns cu tare din țărania aceea. Nicolae Iorga spunea că în casele mici se nasc oamenii mari. Acum nu mai e valabil întru totul, că și în casele mari se nasc oameni mari, prin faptul că sunt niște condiții. După părerea mea, și revin la 1918, educația contează enorm în formarea personalității. Educația se formează în principal între 3 și 7, 8, 10 ani. De ce poporul evreu este atât de avansat? Acordă o mare atenție educației. Noi trebuie să luăm exemple pozitive. Dar, hai să revin la o idee foarte interesantă. După 1830, boierii români au avut inspirația să-și trimită copii în străinătate. Și acești copii au ajuns ingineri, doctori, profesori și așa mai departe. Au venit înapoi în țară cu gândul de a moderniza țara, de a face ceva pentru binele comun. Aceasta trebuie să fie idealul fiecărui partid, să facă pentru binele comun ceva. Nu pentru mine, nu ca persoană, zic, dar pentru ceilalți și pentru țară și pentru tot ceilalți. Ce trebuie să... S-au făcut niște greșeli după 1989, care le-am văzut și aici asezate, că vin moșieri. Băi, fraților, trebuia găsit o altă soluție. Dumneavoastră trebuie să luptați foarte mult să facă, domnule, un liceu agricol. Aproape fiecare școală generală trebuie să fie un fel de mic liceu agricol, să învățăm pe copiii aceia cum să iubească natura, cum să altoiască, cum să crească niște plante și așa mai departe. Și aș face de o regulă, plantele medicinale, care sunt un izvor de sănătate și de plinătate pentru om, să le cunoască. Mor oamenii bătrâni care cunosc. Și rămân niște copii care habar n-au de realitățile satului și ale locului natal. Cumva să dumneavoastră, ca Partid Național, înțeles, să găsiți soluții încât satul să fie, să ridice puțin, să fie pe alte coordonate, încât să fie drag să rămâi în sat. Acum, satul, mă iertați, cei care au condus până acum, au lăsat o ruină de sat românesc. Aș vrea să dau cuvântul lui domnul Giurcău Daniel, candidatul nostru pentru funcția de primar la Comuna Teleș. Mă numesc Giurcău Daniel și candidez din partea Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat la funcția de primar la Comuna Teleș. Am 45 de ani și de profesie sunt inginer. Am fost consilier local la Comuna Teleș timp de 4 ani și împreună cu ceilalți colegi și cu actualul primar am avut o colaborare foarte bună la Consiliul Local pentru cetățenii Comunei Telești. Și împreună cu domnul președinte Catinău sper să reușim să îndeplinim obiectivul la această comună. Dau cuvântul doamnei candidat pentru primăria de la Bumbeș Pițic. Mă numesc Neagoi Adrian, am 52 de ani și aș vrea să candidez și eu ca consilier al Comunei Bumbeș Pițic pentru a îndeplini mai multe condiții în saturile noastre. Fiind un sat foarte micuț, nu s-a îndeplinit multe și aș vrea să lupt din răsputeri, dacă se poate, să ajungem la un nivel mai înalt pentru asfaltări și mai multe lucruri. Eu cam atât am avut de spus. Doamna candidează și pentru funcția de primar. Am să dau cuvântul doamnei vicepreședinte a partidului și, după câte bine se știe, candidată pentru funcția de primar la orașul Motru, doamna Stanciu. Da. Eu astăzi, pentru că lumea s-a săturat să asculte promisiuni, vreau să fac confirmarea a ceea ce la conferința anterioară am spus, respectiv faptul că în urmă cu 4 ani, când și-au făcut campanie electorală, printre punctele trecute aici,
este retehnologizarea OATA, construirea unei centrale termoelectrice de 100 MW prin realizarea unui parteneriat public-privat cu firma PD Group Germania, cu efect scăderea prețului la producția de gigacalorie, reducerea costurilor cu iluminatul public și crearea de noi locuri de muncă. Deci este ceea ce administrația publică locală și-a propus să facă în anul 2012. Există și o hotărâre a Consiliului Local numărul 22 din 21 februarie 2012, în care s-a aprobat investiția pe care o făceau PD Group din Germania, care a rămas, bineînțeles, fără niciun efect, pentru că imediat după alegeri s-a renunțat. Nu știm din ce motive. De asemenea, așa cum am spus, am un contract de colaborare cu o firmă de consultanță pentru fonduri europene. Am comandat, în virtutea contractului pe care îl avem, un studiu, oportunități de investiții pentru dezvoltarea municipiului Motru, în care am trecut absolut toate programele pe care noi, în perioada 2016-2020, le putem accesa cu primăria. Deci primăria singură sau primăria în parteneriat cu investitori sau în parteneriat cu asociațiile de proprietari. Sunt două programe pe care, în special, noi le putem accesa. Unul din ele deja a fost lansat și are ca și termen de depunerea proiectelor noiembrie 2016, deci în care ne-am putea încadra. Programele sunt POR, Program Operațional Regional, și POCU, Program Operațional de Capital Uman. Primul are mai multe axe prioritare, în care o să le dezvolt foarte pe scurt. Deci am făcut un mic rezumat, tocmai ca să înțeleagă toată lumea ce am putea noi să accesăm. Deci la axa prioritară 8 din programul POR se poate dezvolta infrastructura socială și sanitară, adică reabilitare, dotare, infrastructură, ambulatorii la spital, infrastructura de primire urgențe, infrastructură de tip social, consiliere psihosocială, recuperare neuromotorie, astea toate în spital. În plus, construcții și reabilitări de locuințe tip familial, apartamente familiale, deci pentru toate astea sunt bani. Axa prioritară 3, care va fi și poate să fie în asociere cu asociațiile de proprietari, privește eficiența energetică, gestionarea inteligenței a energiei și utilizarea energiei din surse regenerative. Asta înseamnă că putem să facem izolare termică prin anvelopare, cu termopane, planșee, șarpante, subsoluri, tot ce ține de blocurile de locuințe, care știm că în Motru sunt foarte, foarte vechi. De la data când s-au făcut, nu s-au mai făcut alte îmbunătățiri. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru transportul agentului termic și apă menajeră. Noi știm că și de Crăciun, de anul nou, apa a fost neagră. Pur și simplu sunt momente în care nu numai că nu poți să o folosești, dar este o apă neagră. Nu, conductele este clar că sunt foarte, foarte vechi și că trebuie schimbate. Iată, avem posibilitatea să le schimbăm. Energie termică regenerabilă pentru încălzire și apă caldă. Reparații de fasade și panouri fotovoltaice. Deci toate astea noi le putem accesa, putem accesa bani pentru din fonduri europene nerambursabile. Există axa prioritară 7, care este o grozăvie. Se referă la dezvoltarea turismului și să vă spun că există domnul profesor Tutunaru din Motru, care mi-a povestit că a venit cu niște investitori care au avut în intenție să facă un bazin de apă termală
Deci o stațiune pur și simplu de apă termală cu apa termală de la Glogova. Foarte puțină lume știe că există apă termală în zona Glogova și că este aceeași sursă ca și cea de la Bala și Herculane și că de la Glogova sunt doar câțiva kilometri. Oamenii au fost interesați, au venit la primărie împreună cu domn profesor, au expus programul, au zis că au conducte, au banii ca să investească și să aducă apa termală la Motru. Vă dați seama ce ar însemna? Pentru că noi ne plângem că la Bala este o apă extraordinară. De 20 de ani merg acolo în fiecare an și mă simt nemaipomenit. Am întâlnit acolo persoane care au venit în cârje și au plecat pe picioarele lor. Deci este grozavă, iar noi am putea să facem asta în Motru. Deci domnul profesor chiar a spus că îi poate aduce și am putea, iată, prin axa prioritară 7, să punem dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear cu baze de tratament cu tot, care ar aduce pentru Motru niște venituri uriașe, făcută așa în stil occidental, la ceea ce ar fi trebuit să fie și la Bala, dar nu este. Axa prioritară 6 privește îmbunătățirea infrastructurii rutiere, deci trasee pietonale, piste de bicicliști, construire și modernizare drumuri. Deci noi putem să facem o strategie locală sau chiar regională, pentru că se pot face și parteneriate cu administrația publică județeană, în care să construim absolut tot, printr-o strategie bine pusă la punct, absolut tot ceea ce este de construit în oraș. În ceea ce privește programul cu capital uman, sunt 7 axe prioritare. Spun pe scurt, pentru că dacă va fi cazul, le voi dezvolta într-o altă conferință. Este vorba de a preveni abandonul școlar, de integrarea tinerilor pe piața muncii și pentru asta sunt bani foarte mulți, cu sisteme de învățare duală, ceea ce se întâmplă oriunde în țările civilizate, în sensul că faci o săptămână de școală, una de practică, sau două săptămâni de școală, una de practică, ca să aibă cât de cât o pregătire pentru viață, nu pur și simplu o pregătire teoretică. Să scadă numărul de persoane expuse sărăciei, deci sunt foarte multe pachete în care membrii familiei sunt pregătiți, școlarizați, calificați, copiii sunt școlarizați și vor primi și bani pentru renovarea locuinței. Deci în funcție de numărul de persoane din oraș vor fi 1.000-2.000 de pachete din astea integrate în care vor primi aceste lucruri. Alimentarea cu apă, canalizarea, rețeaua de drumuri, deci toate astea în funcție de nevoile orașului nostru, pe care le vom stabili împreună cu oamenii de afaceri din zonă, vom stabili o strategie și este foarte realizabil, numai să vrei, asta este totul, noi vrem să facem, să schimbăm ceva. Ce mai vroiam să spun, că la o conferință viitoare voi prezenta programele pe care le pot accesa cetățenii orașului, fie prin firme sau ca și asociații familiale. Deci sunt o groază de programe, le vom prezenta, iar ca să închei, voi face un apel la toate femeile din orașul Motru să vină lângă noi, știu că după ele vor veni și bărbaților și să facem o echipă grozavă în care să schimbăm absolut totul, să facem un oraș occidental în care să ne fie drag să locuim și în care să vină toată lumea și să vorbească toată lumea despre el. Ăsta e visul meu și le aștept cu drag ca să facem împreună lucrurile astea frumoase. Mulțumesc! Vreau să vă spun că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat este partidul care la ora actuală prin oamenii săi desfășoară programe care au fost puse în aplicație, programe
care vin în sprijinul tuturor acelora care doresc să acceseze fonduri. Se lucrează intens și vreau să vă spun că la ora actuală am considerat ca prin exemplu personal, am încercat la ora actuală și o posibilitate prin care vreau să demonstrez și personal că se poate. Am luat un anume număr de capre, să zic așa, și vreau să dezvolt în zona Stăneștiului câteva întreprinderi de care eu, pe care accesăm fonduri și astea, să le putem dezvolta. Având în vedere că sunt zone de munte și zone de câmpie, în zona de munte, să zicem Stănești, acolo unde eu am mai dus cu ceva timp în urmă reprezentanți de la comunitatea europeană și au fost refuzați într-un mod nepermis, vreau să vă spun că acum voi încerca prin exemplu personal să arăt că lucrurile acestea pot fi posibile. De asemenea, vreau să spun următorul lucru. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, având candidat la primăria orașului Târgu Jiu, vreau să spun că atât la primăria orașului Târgu Jiu, cât și pentru Consiliul Județean, cât și în celelalte comune, nu vom ataca pe nimeni, dorim să arătăm tuturor că se pot face lucruri fără a ataca pe cineva, vom veni cu proiecte, vom veni cu situații concrete, vom sprijini și în calitatea pe care o am de președinte al patronatelor pe toată regiunea Oltenia, am posibilitatea de a veni în sprijinul tuturor acelora care doresc să facă ceva constructiv și nu destructiv. Vreau să vă spun că deja am identificat zone pe care în care să aranjăm acele parcuri industriale. Deja sunt două puncte în care eu am terenuri și le voi da gratuit pentru dezvoltarea acestor parcuri, deci terenurile acelea voi renunța, cum am renunțat și la Bălești pentru terenul meu să facă stația de epurare la Comuna Bălești, voi renunța pentru a înființa aceste parcuri industriale care să permită investitorilor să vină și să dezvolte activități care să aducă locuri de muncă. Locuri de muncă. Nu să mai meargă pe ideea, prima idee fină aceea, hai să dezvoltăm mall-uri și astea. Păi dacă omul nu are unde să muncească, cu ce să cumpere din mall-uri? Deci aceste lucruri noi le avem în vedere cu prioritate. De ce? Pentru că gorjul acesta, vedeți și dumneavoastră, zbaterile acestor oameni, minerii, care în marș forțat merg către București, punându-și în pericol viața, sunt alături de ei pentru că le știu și cunosc situațiile în care acești oameni se zbat și pentru acest lucru vreau să ne batem pentru a da drumul la locuri de muncă pentru gorjeni, pentru minunați oameni ai acestui județ. Visez și nu visez, vreau să transform în realitate dacă Târgu Jiu îmi va da sprijinul, atât mie cât și echipei pe care o voi prezenta, să putem să facem, să transformăm orașul acesta într-o metropolă brâncușiană. Pentru că nu există în Europa aceasta unită un alt Brâncuș. Vreau ca prin tot ceea ce se face să dezvoltăm acest oraș, aici trebuia să fie ca la Meca. Gândiți-vă și dumneavoastră numai axa aceasta brâncușiană, pe care eu o știu cum arăta, am văzut și proiectele cum arăta în stadiu inițial și cum este acum. Da? Nu trebuie să
permitem pe această axă brâncușiană să mai circule vreo mașină, ci numai pietoni. Erau galantare de flori pe axul străzii, iar acum circulă mașinile dintr-o parte într-alta. Nu se poate acest lucru. Nu este pusă în valoare, în adevărata valoare, această operă brâncușiană. Pentru acest lucru trebuie să se înțeleagă că noi avem în rândurile partidului oameni care provin din familia sau sunt descendenți ai familiei Brâncuș, cu care ținem legătura, pe care dorim să-i promovăm și să facem ceva pentru acest oraș care merită tot ce e mai bun, pentru că trebuie să ne gândim. În alte orașe ale lumii, da? De exemplu, în Statele Unite, stai la 50-60 de metri de operele lui Brâncuș. La noi, ca la nimeni, nu se poate, nu este pus în valoare. Nu există un muzeu Brâncuș în care să găsim tot ceea ce trebuie, exponatele care au aparținut lui Brâncuș. Văd că s-a cumpărat cu mințenia pământului, așa am aflat în ultimul timp, cu o sumă destul de importantă de bani, dar aceasta nu ajunge. Deci, din informațiile mele, așa ar rezulta. Faptul că partidul nostru deține relații destul de importante la comunitatea europeană și numai relații și credibilitate, consider că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, începând din această perioadă, va juca un rol sau rolul cel mai important în istoria premergătoare și istoria care va duce acest partid acolo unde este locul. Eu mă adresez pe această cale gorjenilor să acorde încredere tuturor candidaților acestui partid. Am spus, vin oameni de cea mai înaltă clasă către partidul nostru, oameni dăruiți, oameni care au dus cândva greu acestui partid și care acum se regăsesc pe listele partidului. Vă mulțumim!